Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul, sportul minții. Și dacă toți suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, vă urăm un Crăciun fericit. Sunt Bogdan Muzgot și astăzi vă invit la o călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Nu uitați, puteți urmări emisiunea noastră în fiecare săptămână, sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 13:30. Înainte de a afla soluția problemei din ediția trecută, vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah publicată în anul 1936. Albul are 8 piese. Rege G7, damă B1, turn D7, turn H1, nebun E4, cal B7, cal C3 și pion în H6. Negrul are 9 piese. Rege B6, damă B2, turn H2, cal A8 și pion în A3, A4, A6, A7 și G3. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în 2 mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail șah@realitatea.net. Între timp cât vă notați datele problemei, îi felicităm pe telespectatorii noștri fideli. Ei sunt cei care ne trimit răspunsuri săptămână de săptămână la problemele propuse în această emisiune. Recent a avut loc în Ploiești Cupa Moș Crăciun, competiție dedicată exclusiv copiilor. Concursul a fost organizat de Clubul Sportiv Universitar Ploiești, reprezentat de Țurlea Constantin, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova și Asociației Județene de Șah Prahova. Recent s-a desfășurat la Ploiești concursul de șah Cupa Moș Crăciun, partea a Festivalului Șahului Prahovean organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova împreună cu Asociația Județeană de Șah Prahova și Clubul Sportiv Universitar Ploiești. Concursul a fost destinat juniorilor cu vârste sub 18 ani și a strâns la start aproape 100 de tineri sportivi de performanță. Festivalul a debutat cu o lecție deschisă despre cum trebuie să calculăm în partida de șah susținută de actualul campion național de șah rapid, marele maestru internațional Vlad Gianu. În pauza dintre runde a avut loc prezentarea cărților de șah scrise de maestrul FIDE, Marius Cetăraș. După 7 runde disputate, Sergiu Gabriel Herea din Ploiești a obținut primul loc cu 6 puncte, urmat în clasament de Cristian Șerban din același oraș și Alexandru Negulescu din Sinaia, tot cu 6 puncte, cei trei fiind separați prin criteriile de departajare. La fete, pe primul loc s-a situat Emilia Coman din București, pe locul 2 s-a clasat Cătălina Popa din Ploiești, iar poziția a treia a fost ocupată de Andrei Anastase din București. Toate cele trei sportive au obținut câte 5 puncte jumătate din cele 7 runde disputate, ele fiind separate în clasament de către criteriile de departajare. Cupa Moș Crăciun din cadrul Festivalului Șahului Prahovean a avut ca scop promovarea și descoperirea de noi talente în rândul copiilor. Urmează Delia Duca Iliescu. Ea este cea care ne prezintă, ca de obicei, noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bine v-am regăsit! Vreau să-i felicit pe telespectatorii aflați astăzi în topul deslegătorilor și să vă urez tuturor Crăciun fericit alături de cei dragi. Problema propusă în ediția trecută ilustrează tema Levman, despre care v-am mai promis că vom mai discuta. Tema Levman, dacă ne aducem aminte, este despre mutarea albului din amenințare, care închide o linie de acțiune a unei piese proprii, dar deschide o linie de acțiune a altei piese proprii. În această poziție, albul, dacă ar încerca să joace
de exemplu, cal B7, în acest caz, dă șah regelui negru, a închis linia de acțiune a turnului alb din B8 și a deschis linia de acțiune a turnului propriu din G6 către câmpul B6. Deci, nu mai controlează acel câmp cu un turn, dar îl controlează cu celălalt turn. Dar, dacă am dat șah la prima mutare, cal B7, evident, negrul ar putea să captureze calul alb din B5, rămas neapărat când am jucat acea mutare, și de aceea nu ar fi mat. Așadar, prima mutare, soluția acestei probleme de mat în două mutări, felicitări celor care au găsit-o, era să jucăm mai întâi de acel cal în A7, cal A7, cu amenințarea cal B7 mat. Deci mutarea pe care am jucat-o, dacă negrul răspunde cu o mutare aleatorie, este cal B7 mat. Pentru a se apăra de cal B7, care ar da mat acum pentru că regele nu mai are acces pe câmpul B5, care este acum controlat de calul nostru din A7, negrul ar putea, de exemplu, să înainteze pionul, să deschidă diagonala damei spre acel câmp, dar și dacă încearcă să-și sacrifice dama, tot nu i-ar fi de ajutor, pentru că plecând cu pionul din D5, nu mai controlează câmpul C4, astfel încât putem să jucăm acolo calul și ar fi mat. Deci înaintarea pionului pentru a deschide diagonala damei spre B7 nu-l ajută pe negru. Și următoarele trei apărări sunt simetrice și spectaculoase. Dacă încearcă să închidă încă o dată linia turnului alb, astfel încât la cal B7 deși albul a deschis această linie de acțiune, ea a rămas închisă de turnul negru și nu ar fi mat. Regele ar juca pur și simplu în B6, dar după turn F6, noi uităm ce s-a întâmplat, de unde a plecat turnul pentru a descoperi ce slăbiciune a creat, de pe această diagonală, astfel încât la turn F6 nu mai avem cal B7, dar avem șahul cu dama în E1 și este mat. Similar, dacă încearcă să închidă linia de acțiune a turnului alb cu mutarea cal F6, la fel, nu mai avem cal B7, dar ne-a deschis linia de acțiune a damei, pe care putem să o jucăm în B4 și este mat. Vedem cât de frumos a compus autorul această problemă. Iar dacă încearcă să închidă aceeași linie de acțiune cu mutarea turn E6, turnul este apărat de pionul negru din D7 care înaintează. În acest caz a deschis cealaltă diagonală a damei și jucăm unde anume în D8. Damă D8 și este mat. Aceasta a fost problema de astăzi. Destul de simplă, dar cu apărările negrului simetrice și deosebite. Vă aștept și data viitoare și încă o dată vă urez sărbători fericite în continuare. Un alt concurs de șah destinat micilor șahiști a avut loc în această lună și în Pitești. Festivalul de șah Tudor Vladimirescu a fost organizat de Clubul de Șah Noul Regat Pitești în parteneriat cu Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din Pitești. La acest festival de șah au participat 80 de elevi din județul Argeș, dintre care o parte au provenit din mediul rural. Majoritatea elevilor s-au întâlnit pentru prima dată cu atmosfera unui concurs și au jucat în fața unor table de joc omologate și cu ceasuri de control alături. În acest sens, entuziasmul elevilor a relevat faptul că și la sate șahul este un sport popular. Festivalul de șah s-a desfășurat în sistem elvețian pe parcursul a 6 runde, iar câștigătorii au primit cupe, medalii, diplome și premii surpriză asigurate de către organizatori. Sperăm că această competiție de șah să devină o tradiție pentru elevii argeșeni, șahul fiind un instrument de disciplinare și modelare a gândirii tinerilor în general și a elevilor în special, a declarat la sfârșitul festivalului Adelina Toculeț, președintele Clubului de Șah Noul Regat, organizatoarea evenimentului.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!